Bun găsit! Zâmbetul copilului este de neprețuit, iar ca părinte este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că avem grijă de la periajul corect și vizita periodică la dentist până la o alimentație sănătoasă. Ce mănâncă și cât de des mănâncă poate face diferența între un zâmbet sănătos și din scariați. Este foarte important ca atât mama pe perioada sarcinii să aibă o alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și proteine, pentru că în perioada sarcinii are loc formarea dinților mugurilor, dinților temporari și o parte din mugurii dinților definitivi. Și atunci este foarte important ca încă din timpul sarcinii mama să aibă o alimentație corectă și echilibrată, plus la recomandarea medicului ginecolog va trebui să ia și niște suplimente alimentare. După naștere, copilul la fel va trebui în perioada de creștere să aibă o alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și proteine și mai săracă în carbohidrați și zaharuri. Copilul trebuie să mănânce fructe însemnând mere. Merele sunt foarte bune atât pentru dințișor, cât și pentru stimularea gingiilor, să aibă gingii sănătoase, să aibă o respirație plăcută, curată. De asemenea, morcovul este bogat în vitamina B, care este bun pentru gingiile micuților și, de asemenea, pentru dințișor. Deci, întotdeauna copilul trebuie să mănânce și ceva tare, pentru ca dinții să crească sănătoși. Și aici, în continuare, ei trebuie să aibă, cum am spus, și o alimentație bogată în lactate. Au nevoie de calciu, deci lactate, ouă, brânzeturi, care aduc un aport de calciu în organism și întăresc smalțul dinților și al oaselor. De la apariția primilor dințișori, părinții trebuie să, și nu numai de la apariția primilor dințișori, încă de la naștere, gingiile trebuie igienizate. Gingiile, buzele, limba, obrajii trebuie igienizate cu un tifon, cu serfiziologic sau cu apă. Pentru că subtul la sân, știm și foarte bine că laptele matern este foarte bogat și el în zaharuri. Și atunci zaharurile pătrund la nivelul gingiei, penetrează prin gingie și ajung la nivelul osului și influențează și acest lucru în mod negativ dezvoltarea și mineralizarea dinților temporari. Deci, igienizarea trebuie făcută încă din prima zi a copilului. După aceea, la apariția dințișorilor de lapte și aceștia trebuie igienizați. Se începe cu periuță dentară sau cu un degetar care are peri, la fel ca o periuță similară. Copilul trebuie învățat încă de la prima apariție a dințișorilor să se igienizeze, urmând ca la vârste mai mari, în jur de 3 ani, să se folosească și ața dentară. Înainte de periajul dentar se folosește ața dentară, mai ales că avem un contact foarte strâns la nivelul molarilor în cavitatea orală și foarte multe carii apar între dințișori și acestea sunt și cel mai greu de gestionat. Atunci când părinții sunt sfătuiți de către medici să realizeze celor mici o radiografie dentară, poate exista posibilitatea ca aceștia să fie ușor reticenți. Atunci când vorbim despre copiii noștri, cu toții ne dorim să luăm cele mai bune decizii, tocmai pentru a-i proteja și pentru a ne asigura că nu sunt supuși riscurilor. O radiografie panoramică este o investigație medicală sub forma unei imagini 2D, cu ajutorul căruia medicul stomatolog poate vedea detaliile care nu pot fi observate cu ochiul liber. În prezent, există centre de radiologie dentară care încă efectuează radiografii pe suport fizic, da? Dar în clinica noastră există radiografie digitală, o radiografie care este cu 80% mai puțin periculoasă, adică are cu 80% mai puține radiații decât o radiografie normală. Și atunci
este un motiv în plus, un argument pozitiv pentru ca părintele să nu mai fie îngrijorat atunci când este nevoie să facem o radiografie digitală, o radiografie panoramică. Orice radiografie vine în ajutorul medicului ca să putem da un diagnostic corect și apoi, ca urmare a diagnosticului, să putem realiza un plan de tratament complet. Începând cu vârsta de 6 ani, este recomandat să se facă o dată la 6 luni radiografii panoramice de control. Dacă până în vârsta de 6 ani copilul totuși are ceva probleme, carii profunde sau abcese dentare, atunci este recomandat să facem radiografii retroalveolare, adică individuale, pentru dintele respectiv care are probleme. Odată, atunci când este nevoie, când apare problema, putem să facem și radiografie mică, fără niciun fel de probleme, până în vârsta de 6 ani. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.